Avem invitat în studioul nostru pe domnul doctor Marius Fodor, pe care dumneavoastră cu siguranță l-ați văzut și în alte emisiuni. Dânsul este, am putea spune, expert în chirurgia obezității, chirurgie generală și vasculară și, desigur, dânsul este doctor în științe medicale. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru, domnule doctor Marius Fodor. Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitația făcută în această emisiune. Sigur că varicele reprezintă o boală care mulți dintre telespectatori deja se gândesc asupra acestui lucru, dar cel mai important lucru în epoca în care trăim și anii în care trăim este să găsim o soluție cât mai puțin dureroasă, practic nedureroasă, să putem să ne restabilim complet cât mai rapid și să putem să ne reluăm activitatea socială într-un mod alert. Domnule doctor, putem vorbi de profilaxie în ceea ce privește apariția varicelor? Înainte, desigur, de a intra în subiectul emisiunii noastre, tratamentul minim invaziv al varicelor, desigur, vom aborda și alte subiecte mult mai ample și complexe. Domnul doctor vă va prezenta lucruri extrem de interesante. Așadar, revin la întrebare dacă poate fi sau pot fi prevenite varicele sau apariția varicelor. Da, răspunsul este afirmativ în sensul că dilatațiile venoase care sunt caracteristice picioarelor pot să fie prevenite prin evitarea ortostatismului, adică statului mult în picioare, combinat de asemenea cu o activitate fizică în care musculatura este pusă la muncă. Practic, de ce? Venele sunt de fapt puse în mișcare, sângele din vene este pus în mișcare de așa numita pompă musculară. Sigur că evitarea, în ghilimele, a apariției varicelor putem să le facem. Nu trebuie să uităm și faptul că se poate spune că varicele se transmite ereditar. De fapt, se transmite rezistența peretelui venei, iar factorii la care este supusă vena poate să ducă la apariția sau nu a varicelor. Domnule doctor Marius Fodor, chiar și în cazul eredității, nu? Sau moștenirii, ca să spun așa, a varicelor, se pot face tratamente care pot să ducă la o prelungire, practic, a vieții Da. pacientului. Aici, sigur, m-aș referi mai mult la faptul, la îmbunătățirea importantă a activității fizice și sociale, pentru că varicele, inițial, care sunt inestetice, pot să declanșeze în timp niște probleme importante. De la formarea de cheaguri de sânge pe vene, de apariția ulcerului varicos, adică a rănii la picior, până la o tromboză extensivă a întregului sistem venos. De aceea, varicele odată apărute trebuie să fie tratate. Ideal este ca tratamentul varicelor să fie efectuat în stadii cât se poate de incipiente, precoce, și ideal este să se opteze, adică să se aleagă un tratament mini-invaziv. Domnule doctor, tratarea varicelor din timp, la o anumită vârstă, mă gândesc cu cât înaintăm în vârstă, masa musculară scade și probabil că rezultatele operațiilor non-invazive chiar nu sunt aceleași la o vârstă foarte înaintată, mă gândesc 75-80 de ani. De aceea cred că din timp nu trebuie să Da. interveniți dumneavoastră ca medic chirurg Da. pentru eliminarea varicelor și, desigur, pentru prevenirea ulcerului varicos și a trombozei până la urmă. Rezultatele în tratamentul varicelor depind nu numai de tratamentul mini-invaziv endovenos care se folosește, ci și de stadiul bolii.
nu atât de vârsta pacientului. Actualmente vârsta nu este o contraindicație pentru tratamentul varicelor. Prognosticul, adică rezultatele de lungă durată depind foarte mult de gradul de afectare a venelor. Dacă este vorba despre un grad redus de afectare, atunci rezultatele sunt excepționale, iar dacă este de un grad mai avansat cu ulcer varicos, sigur că tratamentul este mai de lungă durată. Care sunt la ora actuală tratamentele moderne, non-invazive, da, pe care dumneavoastră deja le folosiți, le aplicați, chiar și chirurgia non, sau minim-invazivă, mai bine? Tratamentele minim-invazive sau endovenoase, ce înseamnă acest lucru? Spre deosebire de chirurgia clasică a varicelor, adică tratamentul varicelor prin scoatere, prin tăietură. Sunt cel puțin trei discrepanțe importante. 1. Tratamentul endovenos, practic, este nedureros, se efectuează cu ajutorul anesteziei locale și, în schimb, în tratamentul clasic este necesară o anestezie generală sau o anestezie la rachidiană. Al doilea lucru, tratamentul endovenos asigură închiderea completă a venei fără să fie necesară extirparea acesteia și ca urmare se reduce durerea, se reduce așa numitele hematoame, acumulări de sânge apărute. Iar al treilea rol important este faptul că tratamentul endovenos permite ca pacientul să se dea singur jos de pe masa de procedură și în decurs de maxim 2 ore poate să fie în sânul familiei. Dincolo, tratamentul clasic impune o perioadă de recuperare lungă, variabilă, între 2 până la 3 săptămâni. De aceea, actualmente, tratamentul endovenos înlocuiește în cele mai multe cazuri tratamentul clasic. Dar dacă la ambele membre sunt probleme, membrele inferioare sunt probleme cu varicele, intervenția chirurgicală sau tratamentul pe care îl efectuați se va desfășura în etape sau... Da. Este o întrebare foarte bună și este, pot considera din nou o discrepanță. Tratamentul endovenos, dacă este utilizat, ambele membre inferioare pot fi tratate în aceeași ședință. La tratamentul clasic acest lucru nu este posibil, datorită riscurilor de tromboză, de cheaguri de sânge importante, dacă se operează ambele membre inferioare. Din acest motiv, încadrarea muncă și reabilitarea, adică reinserția socială, este mult mai lentă în tratamentul clasic față de cel endovenos. Dacă ne referim la tratamentul endovenos, vreau să vă întreb dacă există șanse de recidivă. Adică am mai auzit și eu pe diverse mărenți care spuneau că le-am operat varicele în sistemul clasic, dar acestea după un timp au recidivat. Da. Actualmente au reapărut, ca să traducem. Actualmente diagnosticul complet a unei insuficiențe venoase, a varicelor, nu este permis fără să nu ai o evaluare ecografică Doppler. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o evaluare a gradului de insuficiență venoasă. Un studiu al venelor profunde, care nu sunt vizibile cu ochiul liber, și cel mai important lucru de reținut, o intervenție sau o procedură efectuată numai sub ghidaj ecografic. Deci în orice moment știi care este starea venei, cum trebuie să o tratezi. Asta este caracteristica tratamentului endovenos. În tratamentul clasic, de cele mai multe ori, întrebarea mea ar fi pentru telespectatori, câți dintre chirurgii care practică tratamentul clasic fac ecografie Doppler pacienților? Eu vin la cabinetele doctorului Coica, o serie de pacienți operați într-adevăr clasic și 4
din 5 pacienți îmi spun că nu au avut evaluare ecografică Doppler înainte de intervenția chirurgicală. Acest lucru este o problemă, pentru că atunci nu poți să asiguri cu certitudine care dintre vene sunt bolnave, unde sunt așa numitele comunicante între sistemul superficial și cel profund, perforantele despre care vorbeați. Cum le identifici? Nu există al șaselea simț. Vorbim puțin, domnule doctor, și de tratarea perforantelor, care poate duce la vindecarea ulcerului varicos. O să ne spune domnul doctor, stimațele spectatori, ce înseamnă perforantele. Eu am studiat așa înainte de emisiune, dar vă invit pe dumneavoastră să le explicați telespectatorilor dacă sunt tratate aceste perforante, de ce se poate elimina ulcerul varicos, aflat desigur într-un anumit stadiu al evoluției sale. Perforantele. Perforantele reprezintă și sunt niște vene care asigură o comunicare între sistemul venos profund și cel superficial. În mod normal, fiecare perforantă are o valvă unidirecțională care nu permite sângelui să treacă decât din suprafață în profunzime. Când această valvă unidirecțională este distrusă din diferite motive, hiperpresiunea importantă din profunzime se transmite în suprafață și cine suferă cel mai mult? Pielea, tegumentul. Și se formează așa numită rană ulcer varicos. De aceea sub fiecare ulcer varicos există cel puțin o perforantă. Nu poți să o identifici corect prin tratamentul clasic, adică orbește, să tai și să o cauți orbește cu ceva instrument. Nu este admis lucrul ăsta. Totul se identifică ecografic Doppler, iar perforanta poate să fie rezolvată fie prin metoda cu aburi, fie prin scleroterapie cu spumă închisă. De aceea este tratamentul de elecție al ulcerului varicos închiderea perforantelor.